Fiind prima conferință de presă după alegeri, pentru că n-am mai făcut conferință de presă în perioada de după alegeri, sigur că au fost declarații, au fost tot ceea ce voi știți. Aș vrea să vă spun doar câteva lucruri legate de ceea ce vom face în perioada următoare. Sigur că, spre deosebire de adversarii noștri politici și având în vedere matematica pe care cred eu că o știu destul de bine, nu o să spun niciodată că 37 e mai mic decât 31 și că noi cumva am pierdut alegerile, ci ceea ce ne-am propus la alegerile locale, și anume să câștigăm alegerile în județul Timiș, am realizat. Și e pentru prima dată după Revoluție când stânga câștigă alegerile în județul Timiș. Dar asta nu înseamnă că ne culcăm acum pe laurii victoriei și că, deși am câștigat alegerile, nu avem foarte multe lucruri de făcut. De aceea, săptămâna trecută am avut un comitet executiv județean, împreună cu toți primarii. PSD-ul are 55 de primari în județul Timiș, 45 de viceprimari, 490 de consilieri locali, 16 consilieri județeni. Am avut această ședință de comitet executiv județean, unde i-am felicitat pe cei care au luat rezultate foarte bune, dar totodată i-am anunțat că intrăm într-o perioadă de evaluări interne, organizație cu organizație. Și în această vară, până la 1 septembrie, fiecare organizație din cele 99 va intra în această analiză internă. Analiză internă pe care o vom face, v-am spus, până la 1 septembrie, astfel încât să îmbunătățim rezultatele în organizațiile unde trebuie îmbunătățite. Echipa care va face această analiză și va lucra peste vară este coordonată de Călin Dobra, președintele executiv, urmând ca la 1 septembrie, până la 1 septembrie, să facem și alegeri acolo unde e cazul, de exemplu la organizația Timișoara. Am dat un exemplu legat de poate cel mai cunoscut, pentru că Florin Bursășteanu, așa cum știți, e președinte interimar. Și din punctul meu de vedere, la organizația Timișoara, deși am avut cel mai bun scor și acolo, aproape de 30%, dacă vorbim de Consiliul Județean, a fost 30%, Consiliul Local 28%, dacă nu mă înșel. Da. Eu cred că acolo e cel mai mult de lucru ca și analiză internă, pentru că au fost discrepanțe extrem de mari între diverse cartiere din Timișoara ca și vot. Vă dau un exemplu, pe Dâmbovița, Șag, PSD-ul a avut 32-33, chiar 34%, în cartiere Aradului 20 și ceva, sau în jurul 20. Vorbim de aceeași localitate, vorbim de același tipic de, adică zonă de blocuri, nu zonă de case, și atunci e clar că evaluarea și analizele interne legate de șefii de cartier, șefii de secțiile de organizații locale pe fiecare secție de vot, acolo lucrurile trebuie îmbunătățite. Inclusiv în echipa de, din punctul meu de vedere, dar e treaba lor și o să-mi păstrez această linie, inclusiv în echipa de conducere de la nivel de municipiu, cred eu că alegerile sunt binevenite.
Dar nu e singurul caz. Și asta Călin împreună cu Marcel, cu toată echipa care se va ocupa de această analiză internă, vor hotărâ unde dăm drumul la alegeri, unde înlocuim, unde se face restructurare și așa mai departe. Cam asta e ceea ce vom face în perioada următoare, pentru că ne propunem următorul lucru. Și în toamnă, în Timiș, PSD-ul să câștige alegeri. Și e o țintă pe care ne-am propus-o, pe care sunt convins că o vom atinge. Ne interesează și de data asta și scorul și diferența dintre noi și cei care vor fi pe locul 2. Nu știu cine va fi pe locul 2, mi-e dificil uitându-mă la ce se întâmplă la ceilalți actori politici din Timiș. E treaba lor. Noi trebuie să fim și să câștigăm alegerile, să fim pe locul 1 și să luăm un scor mai bun, mai mare decât 37% la alegerile parlamentare. Astfel încât să putem să avem cât mai mulți parlamentari. Asta vrei de unde, în general, stabili lista pentru alegerile din toamnă, cu senatorii și deputații? Hai să vă spun legat de lista din toamnă. Pentru mine a contat foarte mult, și nu doar pentru mine, ci și pentru colegii mei din Comitetul Executiv Județean, fie că vorbim de primari, fie că vorbim de consilieri județeni, fie că vorbim de membri care nu au niciun fel de funcție, implicarea actualilor parlamentari în campania de locale, chiar dacă n-au fost pe liste, cum e Marcel, și modul în care au înțeles să vină alături de candidați. Să susțină campania electorală, să meargă la mitingurile electorale, să facă pur și simplu campania electorală. Unii dintre ei au fost activi, alții nu. Și le-am spus-o cu toată deschiderea. Și le-am spus-o înainte de campanie, că unul din criteriile, și am cerut un vot, că nu sunt dictator, unul din criteriile care va conta foarte mult în evaluarea pentru toamnă, o evaluare sigur mai puțin meritocratică, e implicarea pe alegerile, pentru alegerile locale, dincolo de activitatea pe care au avut-o în Parlament sau n-au avut-o. Dar pot să vă spun că unii s-au implicat, cum e Marcel, cum e... Uite, și-a venit recent la noi Adi Diaconu, și a fost extrem de activ în campanie. Cătălin, sigur, a și fost pe listă, Tiuc, la Consiliul Județean, dar a renunțat, a redevenit parlamentar, dar a fost prezent și am avut o rugăminte. Acum vă dau din casă, cum ar veni. Dincolo de cei pe care i-am enumerat, marea mea dezamăgire în aceste negocieri, pentru formarea majorității, a fost că, deși am avut 16 și avem 16 consilieri județeni, n-am putut să avem și președinte și vicepreședinte. Și îmi doream foarte mult ca Dobra Călin să fie alături de mine în executivul Consiliului Județean. Jocul acestor majorități n-a permis să avem vicepreședinte. Și săptămâna trecută i-am anunțat pe colegii din Comitetul Executiv că pe lângă cei care s-au implicat în campanie și vi-am enumerat, îmi doresc ca, sigur, mai trebuie să vrea și el, ca, nu vreau să fac, ca Dobra Călin, nu zic Călin, așa, ca domnul Călin Dobra să fie pe listă pentru Camera Deputaților, ba chiar să înceapă lista cu Călin, asta vă spune el. Să înceapă lista la toamnă, având în vedere implicarea, având în vedere tot ceea ce a făcut, vorbesc de Camera Deputaților, tot ceea ce a făcut ca și vicepreședinte de Consiliul Județean, modul în care a gestionat campania electorală, pentru că a fost directorul de campanie electorală la nivel de Timiș pentru alegerile
locale, deși m-a cărat dintr-un capăt în altul a județului și am făcut în jur de 8.000 de kilometri, că i-am dat pe zero kilometrajul, până la urmă n-a ieșit rău, ba chiar pot să spun că a ieșit bine și a gestionat într-un mod, din punctul meu de vedere, exemplar campania electorală. Dacă el își dorește, e singura sugestie, în afară de ce v-am spus, pe care o să o fac Comitetului Executiv Județean și am și făcut-o, de fapt, săptămâna trecută, cu Călin să deschidă lista pentru alegerile parlamentare pe Camera Deputaților. Acum eu te rog dacă vrei să răspunzi, dacă vrei sau nu vrei. Bun, începe domnul Ramon Olteanu să facă și pe listă. Se discută așa în interior, că ar fi pe listă în toamnă la Camera Deputaților. Eu n-am auzit, e pentru prima oară când aud. Bine, ideea... Ideea e următoarea. Acum știți foarte bine că își doresc foarte mulți. Așa cum a spus și președintele, noi vom face o analiză pertinentă a activității tuturor care s-au implicat în campania asta electorală și care nu s-au implicat. Și bineînțeles că sunt niște pași care trebuie respectați pentru desemnarea listei finale atât la Camera Deputaților cât și la Camera, cât și la Senat, din punct de vedere a partidului, din punct de vedere a statutului. Din punctul meu de vedere, vă spun hotărât, pentru că am luat această decizie, că vreau să particip pe lista la deputați în toamnă. Am luat decizia, n-ai fost atent. Da. Poftim? De ce am decis acest aspect? Pentru că consider că pot, împreună cu ceilalți colegi care vor face parte alături de mine din, să zic așa, echipa de parlamentari PSD la nivelul Bucureștiului, să sprijin administrația publică județeană, cât și administrațiile locale prin proiectele care pot fi gestionate la nivel de București. Și pot să vă mai zic eu câteva argumente. Cunoaște foarte bine administrația județeană, fiind 4 ani vicepreședinte de Consiliul Județean. Cred că știe exact ce trebuie să facă, numai legătura pe care am avut-o ca președinte și președinte executiv și în momentul în care făceam parte din guvern, era cel cu care am ținut legătura pe tot ce înseamnă finanțări, pe PNDL, pe toate proiectele, programele naționale, la fel ca și Marcel. Vreau să vă spun că se vor aplica criteriile de integritate așa cum au aplicat la alegerile locale, cu toate riscurile, inclusiv cu migrații. Nu, dar am făcut-o și eu cred că și asta a fost unul din motivele pentru care am câștigat, PSD-ul a câștigat, nu Sorin Grindeanu, alegerile, pentru că n-am făcut compromisuri, cel puțin pe listele pentru Consiliul Județean, de oameni care să aibă probleme cu legea, care au mai vrut să candideze și au fost membri de la noi, au plecat în altă parte. Că au luat un anumit procent, pentru care îi felicit, și că au venit alți domni și și-au bătut joc de procentul lor prin negocieri, e treaba lor. PSD-ul a înțeles că alegătorii vor altceva, vor oameni integri, vor oameni... Eu în Timiș și-am anunțat asta inclusiv înainte de locale. Atâta timp cât sunt președinte la PSD Timiș, că nu l-am pe CF, partidul în Timiș, cât voi fi aici, voi aplica această chestiune. E posibil să fi scăpat și nu sunt stăpânul inelelor, să fi scăpat câțiva pe liste de Consiliul Local și așa mai departe. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, o să corectăm. Sunt totuși 99 de unități administrativ-teritoriale. O să le corectăm în perioada imediat următoare, inclusiv prin analizele interne de care v-am anunțat. Dar eu vă spun că aceste criterii de integritate, spre deosebire de ceilalți care doar au spus, principalii noștri adversari politici, doar au spus că le aplică și când a fost să facă listele, dacă ne uităm doar la primii 10 de la ei, găsim, vorbesc de Consiliul Județean, găsim destui care au avut sau au probleme, același lucru îl vom aplica pentru alegerile parlamentare. Cred că a fost una din cheile succesului nostru la alegerile, nu singura, dar la alegerile locale. Și eu cred că oamenii își doresc acest lucru.
Sigur că toată lumea pleacă de la prezumția de nevinovăție și sunt de acord și trebuie să dovedească instanța că cineva e vinovat, nu e invers. Dar nu poți să te duci în fața oamenilor să le ceri încrederea, adică votul, și tu să ai probleme sau suspiciuni de încălcarea legii și așa mai departe. E o chestiune de la care nu abdic și cu toate riscurile.